Bine v-am regăsit, scumpii mei, cum vă simțiți? Sper că sunt toți cu toții bine. Vă alegeți o ceașcă, numărul 1 sau numărul 2, sau le alegeți pe amândouă la dorința dumneavoastră. Cum am zis, ceștele sunt în general. În care ceașcă vă regăsiți, aia este ceașca voastră, să știți. Ce ce nu vă aparține, dați în vânt, scumpii mei. Deschiderile sunt în general, dragii mei, să știți. Până vă concentrați în ceașca voastră. Vreau să vă zic la toată lumea, bine ați venit. Mă bucur pentru mesajele voastre frumoase. Într-adevăr sunt foarte încântată de mesajele voastre. Vă mulțumesc pentru timpul acordat pentru toți scumpii mei. Vă mulțumesc din suflet. Și ce vreau să vă zic că multă lume mă scrieți cum să aduc persoana care a plecat de la mine. Puteți face bărbat, femeie, nu contează. Să știți că este o un nume ca să aduci persoana care a plecat de la voi să știți acest lucru, dar dacă doriți să vină acea persoană înapoi, trebuie să faceți cu încredere, dragii mei, să știți acest lucru. Ce trebuie să faceți? Luați pe o hârtie și scriți acest cuvânt. Cum să zic? Bha, guna, dragii mei, să știți, bat guna. Să știți că acest nume o să vă aducă bat guna și numele persoanei care dorești să vină înapoi la voi, să știți acest lucru. Pentru că acea persoană care dorești să vină, scrie pe o hârtie, cu culoare roșie, dragi mei, să știți acest lucru. Este foarte important cu culoare roșie, pentru că culoarea roșie aduce dragostea, să știți acest lucru bat guna. Numele persoanei care dorești să se întoarcă înapoi la tine și acea hârtie o săptămână de zile o ții sub perna ta ca energia ta să ajungă la el și faci cu încredere. Dacă nu vei face cu încredere, nu aștepta niciodată acel rezultat, să știți, dragii mei. Bată guna numele persoanei și zici într-așa fel. Unde ai plecat să vii înapoi la mine? Unde ești să te gândești la mine? Inima ta mereu să fie lângă mine. Gândul tău, mintea ta să fie mereu la mine și pui acea hârtie sub pierna ta, cum am zis, o săptămână de zile. Acea hârtie să rămână sub pierna voastră după o săptămână de zile. Acea hârtie o arzi și cenușa o dai peste pământ, dragii mei, și o să vedeți că acea persoană care dorește să se întoarcă înapoi la tine și când ai timp, când îți aduci aminte să zi acest cuvânt într-una, bată guna, Ion să se întoarcă la mine, Ion să mă iubească pe mine, Ion să vină să se gândească doar la mine. Eu vă dau exemplu, dragii mei, pentru că este un cuvânt într-adevăr foarte fermecător și o să vedeți rezultate. Bată guna, Ion să se întoarcă înapoi la mine, să se întoarcă galina la mine, mai știu o bărbat, femeie, nu contează. Dar dacă nu vă aduceți aminte, înainte de culcare, ia acea hârtie și citește iarăși acel nume și pune înapoi sub pierna voastră, dragii mei, să știți. Așa, haideți să ne întoarcem la ceștile noastre, dacă v-ați ales să vedem ce ne zic ceștile noastre pentru următoarele zile să dea Domnul să fie totul bine. Sper să fie pe înțeles, dragii mei, dacă nu ați înțeles, eu am să vă mai scriu încă o dată și am să vă arăt ce trebuie să faceți. Asta este numărul 1, vă arăt și vouă ca să vedeți. Și după cum vedeți, dragii mei, aici sunt patru persoane. Să știți că veți avea o întâlnire și o să aveți o împăcare. Să știți că aceasta este o întâlnire în familia voastră, aceasta întâlnire, poate ceva, că aveți o căsătorie, poate că, să, că aveți o înțelegere, să faceți planuri pentru nuntă, să faceți planuri pentru acea căsătorie, să știți că toată familia a lui și a familia voastră vă întâlniți și faceți o conversație pentru viitorul vostru și să știți că această conversație se va sfârși cu bine, pentru că, uitați-vă, sunt două inele aici, dacă vedeți se vede foarte bine Sunt două inele, să știți că acele inele o să vă le îmbrăcați O să vă cununați, o să vă înscrieți Și acea nuntă se va sfârși cu bine, să știți acest lucru, lucru Pentru că asta vă arată ceașca, dragii mei, să știți Uitați-vă, aici este un bărbat, să știți că acest bărbat care a plecat în străinătate. Poate că este departe de voi să știți că acest bărbat se va întoarce la voi pentru că este cu gândul mereu la voi. Acest bărbat este cu fotografia voastră în mână, dragii mei, să știți că este inima mereu la voi și se îngândește mereu la Când este dor, să știți că duce dorul doar cu fotografia voastră. Dacă sunteți căsătoriți soțul vostru, să știți că acest bărbat Mereu privește fotografie familiei voastre, mereu duce dorul vouă, dar să știți că în scurt timp cu acest bărbat o să vă întâlniți să știți acest lucru. Pentru că îl văd departe, acest bărbat este în străinătate. Cum am zis, poate să fie soțul vostru, partenerul vostru. Dar acest bărbat se duce dorul de voi și mereu stă, stă cu fotografia voastră în mâna lui, să știți acest lucru. Litera A, S, D, J, M și N. Persoanele care sunteți cu aceste litere să știți că pentru voi se deschide o perioadă nouă pentru carieră. În carieră o să vă meargă bine. Dacă nu găsiți loc de muncă, o să găsiți muncă. Poate să vă schimbați locul de muncă, ceva, poate să luați niște cursuri adăugătoare, să vă faceți. Cariera voastră, să vă faceți afacerile voastre, să știți că în carieră toate ușile pentru voi sunt deschise Și o să aveți noroc și în bani și în carieră, să știți că în următoarele zile poate să vi se umple uh, portmoneul cu bani Pentru că într-adevăr veți avea un noroc pomenit să știți acest lucru Este un drum scurt, să știți că veți, uh, ați face acest drum scurt la acest drum să știți că o să primiți un telefon că cineva s-a îmbolnăvit din rudele voastre sau din familia voastră și o să fiți nevoit să plecați la acest drum, dar să știți că o să vă întoarceți înapoi pentru că această persoană se va vindeca foarte repede și foarte repede vei scăpa din această cumpănă, să zic așa, dragii mei, pentru că aici o persoană se va îmbolnăvi, poate să ajungă și la spital, dar să știți că nu va fi așa. Uh, un lucru rău, să știți că acea persoană se va învindeca foarte repede și te vei întoarce înapoi la uh, baștina Unde ai fost tu și unde lucrezi tu, să știți dragii mei Să știți că veți primi foarte multe vești minunate pentru că veștile zboară în aer Să știți că toate aceste vești sunt vești bune O să le primiți și într-adevăr o să vă salte inima de bucurie Aceste uh, vești poate să fie... Dragoste, poate să fie, mă, carieră, poate să fie muncă. Nu contează dragii mei, dar să știți că în carieră o să vă uh, beți primi foarte vești bune. Poate să fie de la copiii voștri, poate să fie de la rudele voastre, poate să fie din altă parte, dar o să primiți foarte multe vești. Aici văd că mereu prinde, aprindeți candila în casa voastră, pentru că această candilă mereu arde aici, să știți și această candilă din casa voastră va arde toate negativitățile. Asta faceți bine, continuați să faceți acest lucru pentru că această candilă vă arată mereu să o țineți aprinsă în casa voastră, că această candilă o să vă alunge toate negativitățile pe care le aveți în casa voastră, să știți pentru că asta vă arată ce. Aici este un brad frumos. Să știți că acest brad vă arată că viitorul vostru o să fie foarte bine. Așa cum stă bradul verde, o iarnă și vară, să știți că și viața voastră o să fie frumoasă, viitorul vostru o să fie frumos. De ce? Pentru că acest brad vă arată că viitorul vostru o să strălucească, să știți acest lucru. Pentru că, cum am zis, o să vă meargă bine și în carieră, o să vă deschideți afacerea voastră și, într-adevăr, o să străluciți, dragii mei, și acest brad, cum este verde, așa viitorul vostru o să înverzească, așa viitorul vostru o să fie frumos, pentru că în trecut foarte multe șanse ați avut pentru a face lucrurile acestea, dar ați dat de multe ori cu piciorul și sau nu ați dorit să auziți aceste lucruri, dar să știți că de, acolo, de acum colo. De ce? Pentru că ați primit foarte multe lovituri în spatele vostru. Și să știți că de acum încolo nu o să mai dați voie la nimeni să intre în relația voastră, în casa voastră, în cariera voastră. Deja ceea ce îți spune inima faci totul, pentru că, cum am zis, viitorul vostru o să fie frumos, că acest brat vă arată că viitorul o să fie frumos pentru voi. Aici este un papuc, să știți că acest papuc este unul alb, să știți că o să aveți financiar, o să vă relaxați pentru că acest lucru vă arată că o să vă relaxați financiar Dacă era negru, să știți că asta însemna că veți avea probleme financiare, dar este alb, asta vă arată că o să, financiar o să vă relaxați și o să vă meargă bine, să știți cum pimei În casa voastră mai sunt probleme, dragii mei, mai sunt lacrimi, mai sunt așa vă simțiți în singurătate, vă simțiți așa cu uh, petre pe umerii voștri, dar să știți că totul o să fie trecător, dragii mei, pentru că încetul cu încetul se vor ridica aceste greutăți de pe spatele vostru și vor pleca, dragii mei, să știți, pentru că fiecare avem probleme, dragii mei, și greutăți, să știți acest lucru, dar câteodată ne apasă foarte mult pe spate, să știți, și asta vă arată și vouă. Dorința voastră este încă în așteptare. Și uitați-vă, dragii mei, ce înger este cu aripile deschise deasupra voastră, care vă ocrotește de tot răul. Uitați-vă, v-am zis că o să faceți o întâlnire în familia voastră, veți avea e, o comunicare pentru o căsătorie și aici a ieșit iarăși în farfurie că veți comunica, veți avea e, o întâlnire și veți face acea nuntă o să vă căsătoriți pentru faceți planuri pentru viitorul vostru și uitați-vă deasupra voastră ce îngeraș frumos a deschis aripile și vă ocrotește, dragii mei. Uitați-vă, vedeți acest înger care vă apără de toate relile ca voi să fiți bine, dragii Uitați-vă, ce îngeraș frumos cu aripile deschise, să știți că sunteți persoane norocoase, că îngerul vostru vă păzește de toate relile, să știți. Asta este numărul 2. Și vă arăt și vouă, ca să vedeți. Și să mă uit eu ce este aici, am să vă zic și vouă. Persoanele care sunteți cu litera C, D, N, F, S, L. Să știți, pentru voi, dacă doriți să cumpărați o casă, să știți că acea casă în următoarele zile sau poate până la sfârșit de an să, cumpă, an să cumpere acea casă, pentru că această casă deja este acoperișul. Să știți că deja acest acoperiș, asta ce înseamnă? Că poate că ai adunat acei bani sau poate că a rămas foarte puțin să ia acea casă, acea moștenire, nu contează, dar până la sfârșit de an, dragii mei, acea casă pe care ai visat-o, pe care ai dorit-o, să știți că o să o cumpărați, pentru că deja acel acoperiș se vede, așa cum iese ciupearca din pământ și se vede pălăria, așa acest acoperiș a ieșit și vă arată că o să cumpărați această casă până la sfârșit de an. Să știți că aici sunt trei pahare. Aceste trei pahare, să știți că viața poate să vă pui la o încercare, dragii mei, să știți. Dar vă, vă zice că să vă gândiți bine ceea ce faceți, să măsurați de șapte ori și odată să tăiați, pentru că în calea voastră o să iasă ă, așa o minune, așa va ieși, poate să, cum am zis, în viața voastră poate să vă iasă așa o șansă, să vă pui la o încercare Și o să fiți nevoiți să alegeți, dragii mei, așa să zic, poate, așa ca, ca să înțelegeți, bani, dragoste, carieră O să fiți nevoiți să alegeți una din ele, dragii mei, să știți acest lucru și o să vă, vă puie la o încercare și trebuie să vă gândiți foarte bine ce trebuie să alegeți. Pentru că dacă veți alege greșit acest lucru, atunci să știți că veți regreta foarte mult, că viața așa o să vă pui la o încercare, să știți, dragi mei. Cu, poate că cineva să vă facă acest lucru. Ceva, cum am zis, sunt trei pahare și o să fiți nevoite să alegeți sau nevoiți să alegeți una din ele. Mai știu eu, banii, cariera sau dragostea și o să fie nevoită așa ca să, asta eu vă dau de exemplu dragii mei ca să știți, dar nu se știe viața ce o să vă scoată în calea voastră și ce trebuie să alegeți dar cum am zis trebuie să vă gândiți bine ce să faceți, cum să faceți ca să nu dați la acel noroc cu piciorul și pe urmă să vă pară rău de ce eu nu am făcut așa sau de ce eu nu am acceptat sau de ce eu nu am făcut așa, așa poate să regretați pe urmă, să știți, dragii mei. Pentru că, cum am zis, dacă o să alegeți corect, atunci o să vă gândiți bine și o să alegeți corect, atunci o să meargă norocul. Cum curge apa la vale, așa o să vă curgă norocul în viața voastră, dragii mei, dar viața o să vă puie la așa încercare, să știți. Să dea Domnul să fie bine! Aici sunt două persoane. Să știți că cu aceste două sunteți soț-soție, partener-parteneră, sunteți supărați pentru că sunteți spate la spate, și de parcă voi vă gândiți să părăsiți casa voastră, să părăsiți familia voastră, pentru că ați obosit de acest bărbat. Ați obosit de acest, acest bărbat care vă face zile fripte, vă face zile grele. Și știți cum faceți? Vă duceți până în pragul ușii și vă întoarceți înapoi. De ce vă întoarceți înapoi? Vă gândiți la copii. Pentru că ziceți că eu dacă voi pleca, copiii ce vor face? Eu dacă voi pleca, ce va fi cu casa asta? Cum am zis, te gândești, te duci până la pragul ușii și te întorci înapoi. De multe ori te-ai gândit să părăsești cuibul tău, să părăsești casa ta, dar niciodată nu ai avut acel curaj să părăsești acea casă. Pentru că te-ai gândit mereu la copii, te-ai gândit mereu la cuibul tău și astăzi să știți că ai făcut bine, dragii mei. Pentru că dacă tu vei pleca din acea casă, în acea casă imediat va intra o altă femeie, să știți, să nu ziceți că nu v-am spus. Dacă aveți așa probleme, așa, așa, vă gândiți să părăsiți acea casă, voi cum veți părăsi acea casă, în locul vostru o să fie... O să vină o altă femeie și, într-adevăr, atunci o să vă pară și mai rău că ați plecat din acea casă. Pentru că dacă acea casă va pleca, să știți că atunci totul se va schimba. Ceea ce ai clădit tu, totul se va risipi, să știți acest, acest lucru, dragii mei De aia niciodată să nu părăsiți cuibul vostru, pentru că dacă vei părăsi cuibul tău, într-o bună zi, toate lucrurile tale, toată munca ta se va duce pe apa sâmbetei, să știți, dragii mei Dar sunteți așa într-o situație foarte obosite, foarte uh, chinuite, foarte jignite, dar să știți, răbdare că cu răbdare veți trece și marea pentru că se vor rezolva și aceste probleme în viața voastră, stați liniștiți. Înțeleg, aveți foarte multe greutăți, ați obosit, vă obosește, vă gândiți că nu aveți noroc, că nu sunteți iubite, că nu sunteți alintate, dar să știți că se va termina, dragii mei, aceste probleme în viața voastră, pentru că, cum am zis, un la unii, viața, într-adevăr, este amară, dragii mei, dar nu ai ce face, pentru că, câteodată, oamenii singuri își aleg norocul lor, dragii mei, să știți acest lucru. Să știți că aici este semnul infinit. Semnul infinit vă arată că o să aveți așa e, noroc în dragoste, dragii mei, să știți de ce. Pentru că acest noroc în dragoste vă zice că dacă nu aveți parteneră sau parteneră în viața voastră și ați închis drumurile dragoste. Să știți că în orice moment o să vă bată acea dragoste la ușă, pentru că aici sunt două persoane care faceți cunoștință și veți avea o prietenie simplă și această prietenie se va transforma într-o dragoste și se va transforma într-o relație, să știți acest lucru. Aici este o gâscă, să știți că această gâscă vă arată că o să aveți noroc financiar. Datoriile pe care le-ați dat să știți că orice moment poate să se întoarcă datoriile înapoi la voi Pentru că această gâscă vă arată că datoriile care sau poate că ai datorii le vei achita Dacă ai dat datorii la altcineva să știți că se vor întoarce acele datorii înapoi la voi Și financiar o să vă relaxați să știți dragii mei pentru că asta vă arată ceașca Că dacă aveți datorii o să le achitați, dacă aveți în altă parte datorii date acele datorii se vor întoarce înapoi la voi. Veți pleca la o nuntă și această nuntă să știți că pe voi o să vă bucure foarte mult. Acolo poate să vă găsiți ursitul, ursita, viitorul vostru, viitoarea voastră să știți pentru că la această nuntă văd că într-adevăr o să vă distrați și dar când o să vă întâlniți cu această persoană o să aveți puține semne de întrebări în capul vostru. Oare cum va fi? cine este, ce, ce face, de câți ani are, așa o să... Aveți semne de întrebări, dar să știți că până la urmă se vor rezolva toate semnele de întrebări și veți avea o, cum am zis, o să începeți o simplă prietenie și această prietenie se va transforma în dragoste, să știți cum mei. Aveți un pe la picioarele voastre care mereu vă sapă pe la spate și se face, preface că este prietenă bună sau prieten bun tu acest prieten îl primești mereu în casa ta și tu singură îl, îi dai laptele tău, îl crești, dragii mei, pe acest șarpe, să știți, dar să știți că în patru zile acest dușman o să-l afle, acest dușman o să vie singur sau singură la picioarele voastre și o să vă dezvăluie totul pentru că, de ce? Pentru că deja nu o să-i mai ajungă puterea ca să vă facă rău, dragii mei. Acest dușman de multe ori a încercat să vă sape groapea, dar din păcate o să cadă el sau ea în acea groapă și de, de aia o să se astâmpere, dragii mei, să știți acest lucru. Pentru că de multe ori a încercat să vă doboare, dar va cădea singur sau singură în groapa lui și atunci o să vă lase în pace, să știți. Dorința voastră se va împlini și uitați-vă, Iarăși a ieșit, uitați-vă, aici sunteți cu o pasăre în mână, să știți că asta este pasărea păcii voastre. O să rezolvați toate problemele din viața voastră, tot ce este greu, tot ce este uh, urât în viața voastră, va pleca să știți acest lucru și uitați-vă că voi sunteți în mâinile voastre cu o pasăre și asta este pasărea păcii voastre. Și uitați-vă, aici este o broască testoasă, în casa voastră va intra acea liniște, acea pace care, uitați-vă aici, este o mașină albă, dacă vedeți, o să cumpărați și o mașină, poate să vindeți o mașină, dar să știți că viața voastră se va schimba treptat în bine și se vor termina greutățile. Tot ce este rău va pleca din viața voastră, scumpii mei, să știți, pentru că deja sunteți cu pasărea păcii în mâinile voastre, să știți. Așa, scumpii mei, asta a fost deschiderea noastră, sper să fie pe înțeles. Dacă nu sunteți abonați, abonează-te, deschide clopoțelul ca să fii la curent de toate videourile care le fac pentru voi și nu veți regreta. Eu vă iubesc, aveți grijă de voi, la revedere.